Cum te simți? Extenuat, a fost un meci foarte greu, cu niște băieți care au muncit foarte mult, au avut foarte multe rezerve. Noi eram mai mult decât obligați să luăm cele 3 puncte, pentru că ne aflăm într-o zonă foarte delicată. Și un meci bun, ce să zic. Obosit după un meci foarte bun și foarte muncit. Cum ți s-a părut că s-a comportat echipa ta? Cum ați jucat? Cum s-au prezentat? Am văzut că 4 jucători au fost noi astăzi. Atacantul meu e accidentat un an de zile, nu mai joacă. 2 jucători titulari nu mi-au venit. A trebuit să improvizez cu 4 jucători. Ce pot să zic? Având în vedere că jumătate de echipă a fost nouă, sunt mulțumit că am câștigat jocul cât de cât s-a legat și sper pentru data viitoare să nu avem surprize plăcute, să mai găsesc alți 4-5 jucători să improvizez. Vrei să mai modifici ceva în echipă? Mai aduci alți jucători sau ceva? Momentan, v-am spus, nu vreau să modific nimic, vreau să termin campionatul ăsta, să iau cât de multe puncte pot. Dacă poate avem noroc și reușim să ne salvăm de retrogradare, dar nu m-am de gând să caut jucători noi, iarăși. Nu, merg cu aceeași echipă și... Arbitrajul cum ți s-a părut? Ok, nu sunt genul să mă plâng de arbitraj, nici echipa mea. Dar și corect, s-a jucat oricum frumos, nu au fost interdure sau faulturi sau... Nu, chiar băieții au fost super civilizați. Ok, numele și echipa? Alexandru Vlad, Panther Squad. Okay.